Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă rețetă. Astăzi vreau să vă prezint o prăjitură foarte delicioasă și anume prăjitura Tofifi. Înainte de a începe, nu uitați să dați un like acestui clip și să mă urmăriți dacă vă plac rețetele mele. Pentru început ne vom ocupa de blatul prăjiturii, de aceea peste 4 albușuri de ou vom adăuga un praf de sare și vom începe să le mixăm la viteză mare până ce ele își vor dubla volumul. Odată ce își dublează volumul, adăugăm treptat și 4 linguri de zahăr și continuăm să mixăm până ce vom obține o spumă fermă. Acum vom adăuga treptat și cele patru gălbenușuri rămase de la albușuri și le vom încorpora și pe ele foarte bine, iar odată ce le-am incorporat, trebuie să lăsăm mixerul deoparte, iar restul ingredientelor le vom încorpora cu ajutorul unei spatule de silicon. Vom avea nevoie de două linguri de cacao, 3 linguri de făină și o linguriță de praf de copt. Aceste ingrediente le vom cerne treptat și cu ajutorul spatulei vom încorpora totul foarte bine. Și cam așa arată compoziția de blat la final. Acum trebuie să o transferăm într o tavă tapetată cu hârtie de copt. Dimensiunea tăvii mele este de 23 pe 17 cm. Vom transfera toată compoziția în tavă, iar apoi trebuie să introducem tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 15 minute sau până când blatul este bine copt. Acum lăsăm blatul să se răcească și ne ocupăm de caramel. Într-o tigaie sau într-o oală vom pune 250 de grame de zahăr, iar apoi vom pune tigaia la foc mic și vom lăsa zahărul să se topească. Când observăm că zahărul începe să se topească, trebuie să amestecăm constant în el, altfel e riscă să se ardă. Odată ce zahărul s-a topit, trebuie să adăugăm peste el 100 de grame de unt. Vom avea nevoie de un unt cu un conținut cât mai ridicat de grăsime. Vom amesteca totul foarte bine până ce și untul se va topi. Pe mine la un moment dat nu m-a mai ajutat spatula de silicon și a trebuit să o schimb cu untel. Odată ce tot untul este topit, vom adăuga peste compoziție 200 de mililitri de frișcă lichidă. Acum trebuie să fierbem compoziția până ce tot zahărul se va topi și vom obține un caramel fin. Odată ce compoziția începe să fiarbă și zahărul tot s-a topit, vom adăuga un praf de sare, vom încorpora și sarea bine, iar caramelul nostru este gata, îl putem lua de pe foc și îl putem transfera într-un bol curat, iar apoi el poate fi lăsat la răcit. Cât timp caramelul este fierbinte, el va fi foarte lichid, dar odată ce se va răci, el se va îngroșa. Și așa arată caramelul odată răcit, acum îl vom lăsa puțin deoparte, timp în care ne vom ocupa de blat. Odată ce s-a răcit, îl vom deslipi cu grijă de hârtia de copt, iar apoi îl vom transfera înapoi în tava unde a fost. Eu pe fundul tăvii am pus uh, folie de plastic. Acum, pentru a însiropa blatul, vom avea nevoie de 30 de ml de lapte, în care vom adăuga un pliculeț de zahăr vanilat. Apoi vom înțepa blatul din loc în loc cu ajutorul unei furculițe și cu laptele pregătit anterior vom însiropa blatul. Blatul este însiropat, așa că peste el putem turna tot caramelul. Dacă doriți, puteți să mai lăsați o lingură pentru a-l folosi la decor. Punem tot caramelul peste blat, nivelăm totul foarte bine și dăm prăjitura la frigider pentru câteva minute, timp în care ne vom ocupa de cremă. Vom avea nevoie de 500 de grame de cremă de brânză mascarpone, peste care adăugăm 2 pliculețe de zahăr vanilat și 250 de ml de frișcă lichidă rece. Puteți folosi frișcă îndulcită sau frișcă neîndulcită, dar atunci trebuie să adăugați zahăr. Mixăm totul foarte bine până ce vom obține o cremă fină și aerată. Și crema este gata, după cum vedeți, ea este foarte stabilă. Acum ce trebuie să facem este să o punem peste prăjitură. Vă recomand să păstrați puțină cremă și pentru decor. Acum vom lăsa prăjitura puțin deoparte sau o putem pune la frigider timp în care ne vom ocupa de glazură. Pentru glazură vom folosi 100 de grame de ciocolată cu lapte sau 100 de grame de ciocolată amăruie, peste care adăugăm o lingură de unt și 50 de ml de frișcă lichidă. Topim totul în cuptorul cu microunde sau pe baie de aburi, iar apoi vom lăsa ganajul să se răcească puțin. Acum vom turna tot ganajul de ciocolată peste prăjitură, iar apoi trebuie să punem prăjitura la frigider peste noapte. Prăjitura mea a stat în jur de 6 ore la frigider, dar dacă o veți lăsa peste noapte, ea va fi mult mai stabilă. Vom tăia prăjitura cu lama cuțitului fierbinte, în bucăți potrivite, iar apoi o vom decora cu crema rămasă. Eu am folosit la decor și ciocolată tofifi, iar în fiecare bucată de prăjitură am adăugat câte o bucățică de ciocolată. La final am stropit prăjitura și cu puțin caramel. Dacă caramelul va fi prea gros, atunci băgați-l câteva secunde în cuptorul cu microunde. Și am ajuns și astăzi la finalul rețetei. După cum vedeți, prăjitura arată foarte bine, vă asigur că este și foarte delicioasă și sper să încercați și voi rețeta cu prima ocazie, iar dacă e așa, aștept cu drag părerile voastre în comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare și pentru că m-ați urmărit până la capăt. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să dați un like acestui clip și să mă urmăriți. Și până la următoarea rețetă eu vă doresc numai bine.